manifestare dedicată zilei de 24 ianuarie 1858 pentru a sărbători împreună 164 de ani de la Unirea Principatelor a fost organizată la programarea preotului parom, care ne păstorește cu multă dragoste, și Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, sub filiala Soldat Constantin Căprioare Tescan. În numele inițiatorilor și a celor care au desfășurat activități pentru bunul mers al manifestării, vă urăm bine ați venit și multă sănătate alături de cei dragi! Bravo! Am ales să sărbătorim această zi de 24 ianuarie în jurul Monumentului Eroilor, deoarece reprezintă simbolul recunoștinței față de înaintații noștri, căzuți eroii pe câmpurile de luptă, a veteranilor de război în luptele pentru apărarea țării noastre. Manifestarea de astăzi am organizat-o cu sprijinul domnului primar, a domnului viceprimar și a domnului Titi Lupu, fiul al satului Tescan, pentru care le mulțumim din suflet că au fost, că au dorit să fie alături de noi. Aș dori să vă aduc la cunoștință că la această manifestare ne onorează cu prezența domnul Dănuț Voicu, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Cuieș, Bacău. Domnul profesor Dumitru Tulpan, primar al Comunii Berești-Aslău. Domnul Cristian Hrenovici, viceprimar, însoțit de o parte dintre consilierii locali. Bravo. Domnul profesor dr. Viorel Georgian Dumitru, directorul școlilor din Berești-Aslău. Domnul Iulian Surugiu, fiu al satului și cetățean de onoare al Comunii Berești-Aslău. Cadrele didactice și elevi ai școlilor din Comuna Berești-Aslău. Alți invitați și locuitori ai Comunii Berești-Aslău care au dorit să fie alături de organizatori. Bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți! Vă rog să-mi permiteți în continuare să vă aduc la cunoștință desfășurarea manifestării, care cuprinde două părți. Prima parte, imnul României, imnul eroilor în momentul când se depun coroanele de flori, după care urmează un prim material prezentat de subsemnatul și un alt material prezentat de domnul Vlad Marin. După care va continua slujba, programul va continua cu slujba oficiată de Părintele Neculcea și preotul Filip. Apoi urmează cuvântul a distinșilor oaspeți despre acest eveniment. Aici se încheie partea întâi a programului. Urmează cei din acest perimetru să ne deplasăm în afara perimetrului, în această mică piață, în care în partea a doua va începe cu un program sportiv, un program artistic susținut de Asociația Clubului Sportiv Ecvestru Costache Lupu din Piatra Neamț, intitulat Unire în cuget și simțiri cu eroii neamului românesc. Bravo! Bravo. După care urmează o scenetă intitulată Moșion, Roată și Unirea, susținută de elevii clasei a 6-a a Școlii Generale din Berești. Coordonator, învățător Gabriel Doru. Bravo. Un alt program susținut de elevi din Școala Generală de Asemenea din Berești-Aslău. După care, scena care va avea instalată aici în față se va retrage și întreaga activitate se va încheia cu Hora Unirii. Bravo! Pentru cei care au participat, s-au încălzit la Hora Unirii și doresc să servească un ceai cald obținut din babe de struguri, sunt invitați să-l servească. De asemenea, elevii vor primi ceva tradițional și dulce. Bravo! Un colac! Doamnelor și domnilor, făcând acest anunț, vă rog să înceapă manifestarea dedicată zilei de 24 ianuarie. Imnul de stat.
ascultăm acum slujba prezentată Sfinții Părinți. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărată Ceresc, Mângător, Duhul Adevărului, care pretitindele toate le împlinești ție, răbunătăță, totul viață, vinoște, fălășulește în noi, ne curățește până de toată întâlnăciunea și mântuiește, Doamne, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatul nostru, până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-te numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să privească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor, pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor rog, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsul, ci să-i fie bine primite ca tămâie așa bună mirositoare, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să audă Domnul Dumnezeul nostru glasul rugăciunilor nevrednicilor robilor săi și bună dorință a credincioșilor săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne facă nouă a Sfintelor sale biserici slujitoare și să ne miluiască pre noi. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică, țara aceasta și pe noi toți de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia și de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioșii creștini totdeauna să întărească cu sănătate într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi totdeauna să le îngrădească pe noi credincioșii săi rog Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți în noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare!
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște robi netrebnici cu umilință aducem ție mulțumire bunătăților tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului nostru. Prin marea unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pre Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm pre tine, Dumnezeul Cerului și al Pământului, și iarăși căzând înaintea bunătăților tale, mulțumind, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, că precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor tăi, și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte. Învrednicește a spori într-o dreapta credință, într-o dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioși. Păi, mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților pe ucenici și apostoli când i-ai trimis în lumea la propovăduire. Insuflă oștirile noștri bărbăție și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, te rugăm pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești și pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău și ne vrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-Ți aducem. Cele prea bune să grăim și să-Ți cântăm Ție, Celui fără de început al Tău, Părinte prea Sfântului, Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Cu adevărat să te fericim, rădină născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rugăciune și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.
În continuare, îl rugăm pe domnul Vlad Marin să prezinte cel de-al doilea material despre implicarea lui Costache Rosetti Tescanu în înfăptuirea și realizarea Unirii. Cei care cunoaștem satul și cei care cunosc istoria satului Tescani, am avut o personalitate mare în familie Rosetti, pe nume Costache Rosetti Tescanu. Rolul său de seamă a fost în timpul luptelor pentru unire și pentru desăvârșirea acesteia, precum și pentru celorlalte cerințe ale unioniștilor. Ca luptător pentru unire, s-a aflat printre primii temeitori ai Comitetului Unirii din Moldova, care a avut loc la Iași în data de 30 mai 1856, luând apoi conducerea mișcării unioniste în județul Bacău. În această din urmă calitate, semnează la 7 februarie 1857 petiția către marile puteri cu privire la unirea Moldovei cu țara românească. A ținut legătura cu Comitetul din Bacău și Comitetul Central al Unirii. După întemeierea Comitetului Unirii de la Iași, Grigore Ghica Vodă, însoțit de Costache Negri și Costache Rosetti Tescanu, a întreprins în iunie 1856 o călătorie prin țară, făcând propagandă pentru unire. A protestat la 6 aprilie 1857 la Bacău împotriva caimacanului Vogoride, pentru motivul că le-a spus băcăoanilor că unirea nu se va face și dacă se face agitațiune, țara va fi ocupată de trupe străine. Raportează Comitetul Central al Unirii la 20 mai 1857 ingerințele săvârșite de ispravnicul de Bacău. Comunică lui Benzi, comisarul Sardiniei, actele ilegale săvârșite de caimacan și ispravnicul de Bacău, delegatul sard, răspunzându-i de primirea acestora la 14 iulie 1857. Această scrisoare se află la Arhiva Bibliotecii Academiei Române, împreună cu întreaga corespondență a familiei Rosetti Tescanu. Cu ocazia trecerii prin Bacău a comisarilor puterilor străine, la îndemnul Comitetului Unirii de la Iași, le-a organizat primiri călduroase pe care administrația locală a vrut să le împiedice, căutând mai ales să împiedice și pe cea comisarului turc. Cu acest prilej, băcăoanii au voit să deshame caii de la trăsură în care călătorea acest comisar spre a o trage ei. Din ordul Costin Catargi, care întovărășea pe turc, surugii au dat vânt cailor și au lovit cu biciul în mulțime, Rosetti fiind și el unul dintre cei loviți. Unioniștii s-au repezit îndată la cunacul unde era găzduit comisarul otoman și au arătat ce se petrecuse. Între timp, Costin Catargi se făcuse nevăzut. Tot în calitate de șef al mișcării din Bacău, îi se scrie de Dumitre Sturza, om politic la vremea respectivă, fost prim-ministru al României, fost academician, președinte al Academiei Române, la 16 august 1857 din Miclaușeni, unde avea moșia, zicându-i că trimite pachetul cu instrucțiunile Comitetului Central și adăugând că Constantin Hurmuzache, care era o persoană deosebită, doctor în drept, om politic din Iași, a primit o telegramă de la Costache Rola, boier militar pentru unire cumnatul lui Vasile Alexandri, cum că alegerile se vor face alaltă, adică de la 14 august, peste 15 zile. Sturza îi mai scrie să trimite la Roma de 3 ori pe săptămână să ieie plicurile trimise de la Comitetul Central ce sunt destinate și adaugă că îi va trimite peste câteva zile și copiile de pe corespondența întreaga lui Vogoride. În sfârșit, Sturza crede în succes și îl îndeamnă, cum îndeamnă pe tot Comitetul din Bacău, să lucreze pentru izbândă. Ales deputat în divanul ad hoc la 30 august 1857, face parte din Comisia a doua adunării. El votează pentru unire la 7 octombrie 1857.
De asemenea, votează desființarea privilegiilor de clasă și egalitatea tuturor românilor. Ales din nou deputat de Bacău în decembrie 1858, a semnat declarația din 3 ianuarie 1859 cum că îl va vota pe Cuza, deși fusese dintre aceia al căror candidat era Costache Negri. Ca scuză într-o scrisoare către Costache Negri la 26 decembrie 1861, îi scrie că el a căutat să ajute și să întărească domnia lui Cuza. La conacul din Tescani a avut loc nenumărate întruniri unde s-a pus la cale proiectul Unirii Principatelor. Printre participații la aceste întruniri au fost Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrei, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza și mulți alți oameni politici ai vremii. Asta am avut eu să vă spun pentru că am studiat foarte mult documentele care are familie Rosete Tescanu și această scrisoare care a avut-o de scuze față de Costache Negri, al lui Costache Rosete, există și asta la Academia României la București. Bravo. Vă mulțumesc pentru audiție! Stimate doamne și stimați domni, eu acum vă voi prezenta un alt material dedicat Unirii sau ceva în legătură cu Unirea respectivă. La data de 5 ianuarie 1859, adunarea electivă de la Iași cu majoritatea de voturi 48 a ales domnul Moldovei. Alexandru Ioan Cuza nu a vrut să fie domn. El nici nu era prezent. Primul guvern al noii domnii a fost condus de Vasile Sturza. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, împreună cu Vasile Alexandrei, numit ministru de externe, a ales și desemnat persoane importante ale timpului respectiv să aducă în mod oficial la cunoaștința marilor puteri alegerea sa ca domn la Berlin și Viena pe Leopold Strege, la Paris și Londra pe Vasile Alexandrii, la Constantinopol pe Costache Negri, Neca Targiu și colonelul Mavrichi. Alexandru Ioan Cuza a fost un om de excepție, colonel în armata Moldovei și pârlcărat de Galați. A fost un om cu o cultură tot cuprinzătoare și vederi largi asupra administrației și evoluției politice, care i-a permis să pună bazele unui proiect de țară prin care națiunea să se ridice din praful drumului oriental. Clasa politică să îmbrace straie occidentale și să învețe să gândească viitorul în termeni și după principiile avansate de Revoluția de 1821 și 1848. În ziua de 24 ianuarie 1859, la sediul adunării elective din București, îl proclamă ca domn al Munteniei pe tot Alexandru Ioan Cuza. Cele două principate aleseră pentru prima dată în istoria lor un singur domnitor, făcând astfel al doilea pas spre unirea mult dorită după Mihai Viteazul în 1600. Domnul Alexandru Ioan Cuza a depus jurământul, citez: jur în numele preasfintei trăim și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele principatelor, că voi fi credincios Constituției și în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la la respectarea legilor pentru toți și în toate, urmând toate prigonirea și ura, îmbinând deopotrivă pe cei ce m-a iubit și pe cei care m-au urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele și fericirea patriei române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie de ajutor. Încheia citatul. Cogălnicianu i-a trimis într-un moment memorabil discurs: alegându-te pe tine, domn al țara roastră,
am voit să arătăm lumii ceea ce toată țara dorește. La legi noi, oameni noi. Fii dar omul epocii. Fă ca legea să înlocuiască arbitrarul. Fă ca legea să fie tare. Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace și de dreptate. Noi românii avem o gândire paradoxală. Spunem că la 24 ianuarie s-a unit Moldova cu țara românească. Dar de fapt a fost invers. Țara românească s-a unit cu Moldova. Prin alegerea aceleași domn. O modalitate inteligentă de a fenta marele puteri care erau interesate să păstreze cele două principate și să aleagă în fiecare a unui domn străin. Alexandru Iancuza a fost ales și s-a înhămat la carul greu al puterii. La 11 decembrie 1861 a dat proclamația către țară, care vestea înfăptuirea politică și administrativă a Unirii. La 24 ianuarie 1862, a treia aniversare a alegerii sale ca domnitor, a stabilit la București capitala, Parlament unic, un singur guvern, o singură armată, un singur tricolor. Alexandru Iancuza este singurul domn ce a intrat în mitologia populară ca omul deosebit ce sărăta țăranii pălmuiți de obraz de băieri, care umbla dechizat în târg să prindă hoții cu o cauă mică, care străbătea călare Bucureștiul inundat de nărăvașa Dâmboviță, pe care el a disciplinat-o prin talazuri înalte de pământ. Este domnul întregirii țării prin secularizarea pământului măsăriești, închinate străinătății 34% din teritoriul țării și împărțirea lor țăranilor care le locuiau și le munceau. Și fiindcă a făcut atât de mult bine acestei țări, l-a obligat să abdice, să plece în exil și să nu-i fie adus trupul în țară pentru înmormântare. Vă mulțumesc! În continuare, rog pe domnul Voicu, președintele Asociației Naționale al Culturilor Regina Maria Cuvioara Bacosia, să ne spună câteva cuvinte. Nu vrem. Să țineți microfonul aproape. Stimate domnule primar Dumitru Tulpan, dragucernici părinți, onorată asistență, stimați colegi ai cultului eroilor. Am venit la invitația președintelui filialei cultului eroilor Crânceanu, a domnului primar, a Consiliului Local al Comunei Merești Tazdău, în această zi pe deosebită care, alături de alte sărbători cu dentă națională, trebuie spus că între 5 și 24 ianuarie 1859 s-a pus temelia României mari. Istoria prezentată aici și de președintele Vrânceanu, netrunchiată, așa cum a fost și cum ar trebui să fie relatată istoria poporului român și a întâmplărilor sale, face numai bine. Trunchierea istoriei a făcut de-a lungul timpului mult rău României, mai ales după 1990. Nu am venit să completez ceea ce au spus cei pregătiți pentru acest eveniment, am venit să felicit comunitatea comunei și a satului Tescan pentru această manifestare care în ziua de 24 ianuarie a adunat atâți ascultători. Totodată am venit să conferim în numele biroului executiv celor merituoși, celor care de-a lungul anilor, nu numai astăzi, au pus în semn de prețuire și respect tot aportul locuitorilor comunei Berestadă. Asociația Țară Națională Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș a județului Bacău, conferă domnului profesor Dumitru Tulpan, primarul comunei Berești-Tazlău, diplomă de excelență, în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăuani,
și locali care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Da, mulțumesc frumos și această diplomă nu este a profesorului Dumitru Tulpan, este a omului Dumitru Tulpan și mai ales a dumneavoastră, a tuturor, celor pe care vă văd cu mare plăcere aici și cărora mă voi adresa peste câteva minuțele. Bravo! Mulțumim. În sprijinul celor afirmate anterior, așa, referitor la relatările istorice în adevărata lor desfășurare, am aici un document original semnat de fostul colonel Vasile Ciubotaru, fiu al satului, referitor la Costache Roseti Descalu, fondatorul Școlii Generale din Pescari. Îl înmânesc președintelui subfilialei spre a-l pune și păstra la arhiva subfilialei, subfilială înființată de doamna Calinciuc Valeria, aici de față, pentru, și dați-mi voie să acord respectul cuvenit și vă mulțumesc că vă vedem și astăzi în mijlocul locuitorilor pescani. Diploma de excelență am considerat că se cuvine acordată preacucernicului părinte Claudiu Gabriel Neculcea, paroh al Bisericii Sfinții Mihail și Gabriel, satul Pescari. Mulțumesc și vreau să vă spun că toate aceste activități, într-adevăr, fără ajutorul comunității, niciodată nu sunt nici plăcute și nu sunt nici posibil de realizat. Fără ajutorul domnului primar, fără ajutorul consiliului local, fără ajutorul fiilor satului care cu drag se întorc de fiecare dată la Tescani și niciodată să nu uitați de unde ați plecat și de casa dumneavoastră. Amin. Doamne ajută! Aprecieri și acordarea de diplomă de excelență din partea biroului executiv domnului Vlad Marin, acest inimos și veșnic tânăr al comunei Tescani. Îi mulțumesc domnului președinte, mulțumesc tuturor consilierilor și în specialul domnului primar. În legătură cu aceste drepturi care l-am organizat, aș vrea să vă spun, numai ca să reproduc două cuvinte a domnului primar. Am spus așa, spuneți-mi de ce aveți nevoie, că vă ajut cu orice. Vă mulțumim, domnul primar. Nu durează mult, aș vrea totuși să vă prezint echipa cu care ne-am prezentat din considerație pentru acest eveniment al localității Băcăoane cu rezonanță adânci istorice. Primul vicepreședinte, domnul Cristinel Dumitru Aioanei, domnul vicepreședinte colonel Ilie Vasile, bravo, Ila! Domnul Ionel Chiriluș, președinte al subfilialei ASEU, domnul colonel Costică Bejan, membru al Consiliului Director și președintele veteranilor din MAI, domnul secretar Done Petru, domnul Dorin Dodiță, domnul Cornel Cepariu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru al Cultului Eroilor, președintele filialei județene Bacău. Bravo! Domnul Marius Curupli și, dacă am uitat pe cineva, vă rog să mă iertați. Nu în ultimul rând, am considerat că unul din meritoșii care astăzi ne vor arăta un lucru extraordinar este domnul Costache Lupu, președinte al Asociației Club Sportiv Ecvestru Costache Lupu, Piatra Neamț. Vă mulțumesc pentru ascultare. În continuare dau cuvântul domnului profesor dr. Viorel Georgian Dumitru.
Ziua de astăzi are o semnificație deosebită, cum au spus și antevorbitorii mei. 24 ianuarie este momentul în care Alexandru Ioan Cuza a desprins țara aceasta de societatea medievală, de regulile trecutului, de nedreptățile trecutului și a adus-o pe calea modernității. A pus bazele statului modern român prin tot ceea ce a făcut dumnealui la vremea respectivă alături de alți oameni iluștri ai vremii. A dat pământ țăranilor, a dat o lege prin care copiii noștri puteau să învețe, a înființat universități, primele universități din România, a făcut tot ceea ce ar face un om drept pentru o societate dreaptă. El este cel care a pus bazele statului modern român și alături de numeroși eroi pe care poporul român a avut în multele războaie pe care le-a susținut, a reușit să mențină acest stat drept, integru și pe noi să avem parte de tot ceea ce înseamnă valori democratice. În memoria lor suntem obligați, suntem datori să cinstim ori de câte ori avem ocazia prin evenimente și să ne aducem aminte cu drag de Alexandru Ioan Cuza, de eroii poporului român, de cei care îi avem înscriși pe monumentele din întreaga țară. În memoria lor trebuie să organizăm asemenea manifestări și să aducem generațiilor de astăzi în atenție tot ceea ce înseamnă valori ale trecutului, pentru că doar prin aceste valori, prin aceste personalități, noi astăzi suntem liberi, putem gândi și face ceea ce credem și ne dorim. Mulțumesc colegilor mei de la școala gimnazială Berești-Azlău și copiilor care sunt alături astăzi aici într-un număr însemnat. Mulțumesc tuturor celor care au venit la activitate și să sperăm că menținem această tradiție și în anii ce vin, chiar dacă vremea, să zicem, nu ne-a ajutat așa foarte mult. Cinste eroilor, cinste lui Alexandru Ioan Cuza, care a reușit să pună bazele statului modern român, și cinste tuturor care își iubesc țara, pentru că fără această iubire de țară, probabil am fi acolo undeva în Europa, ceea ce nu ar fi bine. Mulțumesc încă o dată colegilor și copiilor care au venit să sărbătorească acest eveniment deosebit. Are cuvântul în continuare domnul Iulian Surugiu, fiul al satului, cetățean de onoare al comunei Berești-Azlău. De ce nu eu? Bună ziua, mă bucur că sunt astăzi în fața dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vreau să mulțumesc copiilor acești mici, pentru mici eroi care au venit pe vremea asta aici. Vreau să mulțumesc autorităților locale, domnul primar în special, colegilor pe care îi văd și voi fi extrem de scurt. Și televiziune. Nu uitați niciodată că v-ați născut, că ne-am născut în Tescani, ne-am născut în Moldova, iar pământul, casele, tradițiile, eroii noștri trebuie să rămână doar ai noștri. Nimeni, indiferent cine spune, nu va simți ceea ce simțim noi în inima noastră când vorbim de Tescani, când vorbim de România, când vorbim de copiii noștri. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate! Are cuvântul în continuare domnul profesor dr. Dumitru Tulpan, primarul comunei Berești-Azlău. Da, să fie. Da, o rectificare fără doctor, care acum se poartă. Nu, acum se poartă doctor peste tot. Deci trebuie să să justifici pe urmă. A zis cineva doctor din suflete. Mă bucur enorm că s-a reușit a se face o astfel de manifestare aici la Tescani, unde de fiecare dată suntem obișnuiți cu lucruri mărețe, cu oameni care vin cu o mare drag aici, cu pasiune și mai ales cu inima deschisă.
Este încântător să vezi alături de copii, oameni în vârstă. O văd pe doamna Carenciu, care e tot o inimă și mă bucură că printre noi se simte bine și noi la fel ne simțim bine în compania dânsei. Doamna Ostafciuc, la fel, care ne reprezintă peste tot. Vreau să mulțumesc. Nu voi face referire la problemele istorice, pentru că sunt destul de bine cunoscute. Mă bucură faptul că, iată, aici s-a ținut o lecție de istorie locală prin vocea domnului Vlad Marin, cel care ne-a prezentat succint activitatea desfășurată la Buciumo. De asemenea, vreau să mulțumesc mult domnului Titi Lupu, cum este cunoscut la noi, actorilor care sunt prezenți și care, iată, își fac simțită prezența în Alai și vă invit la acest spectacol. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă la toți și să ne întâlnim cu bine și cu voie bună ori de câte ori este. Vă rog, hai părăsiți-vă un ceas, un tol, faci. Alo. Deci în fața porții acolo e liberat loc. Slăviți eroi ai neamului românesc! Suntem fericiți și onorați să vă primim pe plaiul așezărilor noastre strămoșești cu pâine și sare după obiceiul pământului. Preacinstiți trăitori din aceste ținuturi încărcate de toate bogățiile și frumusețele dăruite de Dumnezeu, vă suntem recunoscători pentru întâmpinare și vă chemăm alături de noi ca să hălăduim prin zbuciumata istorie a poporului român. Clopotele Moldovei, bat clopotele Munteniei, bat clopotele Basarabiei, bat clopotele Bucovinei, bat clopotele Ardealului, bat clopotele României. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, înalță-te din mormânt să te aud din corn sunând și Moldova adunând. De-ai suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-ai suna de două ori, îți vin codri în ajutor. De-ai suna a treia oară, toți dușmanii or să piară din hotară în hotară. Eu, Ștefan Voievod, lăsat am vouă înaltă cugetare, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Am pogorât astăzi din înaltul cerului și dintre firele de istorie împreună cu Mihai Voievod Viteazul, cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu deputatul divanului ad hoc Moș Ion Roată, ca să vă îndemnăm, uniți-vă, românii mei, uniți-vă și reîntregiți țara pe care înaintașii voștri au făurit-o în urmă
cu 104 ani, oriunde vă aflați, aici sau în îndepărtatele zări ale lumii, trăiți în pace și liniște, în iubire, în frăție și unire. Numai uniți veți fi puternici. Doar uniți veți purta neamul românesc spre viitor, în veacul vecilor. Și nu uitați, năzuința de unitate, de țară și de neam s-a născut în sufletul măritului rege Burebista încă de acum 2000 de ani, când a voit să unească toate triburile trăitorilor de pe întregul cuprins al ținutului Carpato-Danubiano-Pontic. Acea scânteie s-a tot rostogolit și a crescut prin vremuri. A ajuns flacără eternă în mâna mea, iar eu am aruncat-o peste veac în brațele lui Mihai Voievod Viteazul. Am văzut în genunchi în fața lui Sigismund și astăzi iată-l cucerind Alba Iulia. Flacăra unității de neam și de grai mi-a aprins sufletul și mi-a călăuzit domnia. Dar voi ce ați crezut, români, că eu, Mihai Voievod Viteazu, o să beau paharul rușinii până la capăt? Așa m-ați cunoscut voi, că aș putea vinde țara străinilor? Ați crezut că o să fie ușor? Că n-o să jinduiască toate fiarele din jur la carnea Mioriței? O să vă tihnească vreodată aici, la răscruce de vânturi? V-ați înșelat? Am vrut să împlinesc porunca cea din veac, să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă. Am vrut acest popor să știe ce vrea și să-și dea seama ce poate. Nu v-am întrebat când v-am unit, că n-a fost vreme de vorbă. Dar cei care astăzi vă dezbină, v-au întrebat? Presimt că o să vină iar hunii. N-au domn și n-au țara românii, și aduși de vânturi pe lume sunt astăzi stăpânii. În mâinile cui e scăparea? Nu-i piept să le închidă cărarea, nu-i braț de voinic să-i abată, și nu e în țară săgeată ce în inima gloatei dușmane adânc să răzbată. Eu v-am lăsat vouă înfăptuită moștenire, țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei, toate la oaltă. Asta-i pohta ce-am pohtit. Bătrânii au plătit unirea cu durere, tinerii cu trudă, femeile cu lacrimi, oștenii mei au plătit unirea cu sânge. Eu am plătit unirea cu viața, cu trădare și cu descăpățânare. Nici azi nu știu în ce pământ împutredește trupul. Jelească-mi-l apele cernici, să-mi bubuie crivățul iernii ca-n taberi al cailor tropot,
iar veșnicul apelor șopot să-mi pară ca în ceasul vecernii o rugă de clopot. Iar dacă veniva o vreme când munții vor fierbe, vor geme cu hohote mamele în praguri, vor trece bărbații și raguri, când bucium sunava să cheme pe tineri sub steaguri, atunci tu, murgule, tu de-ai trăi, frățioare, să-mi vezi iar oșteni în picioare atunci când sosit va fi ceasul. La groapă abate-ți iar pasul, nechează! Și atunci eu, din adâncuri, cunoașteți voi glasul. Și armat voi ieși eu afară și vesel vom trece noi iară prin sulet și foc înainte să ție potrivnicii minte că-ți vii când e vorba de țară și morții din morminte. Români, înainte să-l judecați pe Mihai, gândiți-vă bine și dacă cu îngăduința lui Dumnezeu și a sorții încă vă mai purtați capetele pe umeri, faceți ceva bun pentru țară, că de aia ne-a dat Dumnezeu capete. De azi înainte, mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și la fel îi voi libera pe toți cei care mă vor urma. O viață avem, români, o singură viață și o cinste. Deșteptați-vă, că ați dormit prea mult! Temerara izbândă de la 1600 a trezit din somnul adânc al istoriei toate conștiințele românilor. Le obliga să se frământe, să se răscolească, să descopere și se înalțe după 200 de ani energiile nestabilite ale noi generații de la 1848 în frunte cu Nicolae Bălcescu, Vasile Alexandrii, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Gogălicianu, care spunea: O, Doamne, mare și frumoasă ți este misiunea, Constituția ne însemnează o epocă nouă și Măria ta ești chemat să o deschizi. Fii dar omul epocii, fii ca legea să înlocuiască arbitrariul, fă ca legea să fie tare, iar tu, Măria ta, ca domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales cu cei pe care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. Fă dar ca domnia ta să fie cu totul în pace și dreptate. Împacă toate patimile și urile dintre noi. Reîntredu în mijlocul nostru strămoșească frăție. Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii domn cetățean, urechea ta să fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciuni și lingușire. Fii domnul unirii! Unirea este îndeplinită. Națiunea română este întemeiată. Acest val măreț, dorit de generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de înalta poartă și de puterile garante. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiți patria, veștii, doar a o întări. Jur, în numele Preasfintei Treimi și în fața țării mele, că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa, Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie într-ajutor. Vă invităm pe toți acum, în mod simbolic, să dansăm Hora Unirii în sfânta zi a Unirii Principatele Române. Hai, toată lumea!
sfârșit pestește un început. Mă duc eu primul. Sunt mai priceput să pun din vreme șeile pe îngeri. Zvântați cu zâmbet aripile plânse, vă aștept la grajdurile de smarald. Nu vă grăbiți, încă e amiaz și cald. Și eu vă aștept. Și chingele sunt strânse. Când veți veni în amurg, sub înserare, vom călări frumoși prin Elizeu, în cavalcadă, până la Dumnezeu, descălăcând la tronul la picioare. Ne-om prosterna cu frunțile alese pe lespedea de nouri luminată. Cel mai voinic din noi va spune: Tată, ți s-au întors flăcăii cu mirese. Pe unde ne-ai trimis, a fost și bine, a fost și rău pe drumul străbătut, dar ce ne-ai pus să facem, am făcut. Și nu te-a dat nici unul de rușine. Acum ne-am întors cu toții. Iată, ce altă treabă ne așteaptă, Tată? Zvântați cu zâmbet aripile plânse, vă aștept la grajdurile de smarald. Nu vă grăbiți, încă e amiaz și cald. Și eu vă aștept. Și chingele sunt strânse. Și acum vă lăsăm. Ne întoarcem la locurile noastre din istorie și din ceruri. Doamne, ocrotește-i pe români! Eu, Ștefan Voivodov, vă dau o poruncă să participați în Sfânta Ziua Unirii Principatelor la momentul artistic dedicat domnitorului Alexandru Ioan Cuza și lui Moș Ion Roată, prezentat de grupul de copii, instruit de Gabriel Doru. Vizionare plăcută! La revedere, dragii noștri locuitori ai comunei Berești-Azlău. Ne vom mai vedea la vară. Câte unul din fiecare județ spre a lua și în parte la facerea acestui măreț și nobil act național. M-a ajuns pe ranin Iași, o era pus mână de la mână, de au ferchezuit frumos și au îmbrăcat la fel, cu chepuri albe și cu jme nouă. De se mirau țăranii ce berechet i-a găsit. Apoi se zice că i-ar fi dat pe seama unuia dintre boieri să le ție cuvânt ca să-i facă înțelege scopul chemărilor la Iași. Oameni buni, știți pentru ce sunteți chemați aici între noi? Vom ști cu coane dacă ni-ți spune.
Apoi ia ca cei oameni buni, de sute de ani, două țări surori creștine și meciește, Moldova noastră și Valahia, sau țara muntenească, de care poate ați auzit vorbindu-se, se sfâșie, se mănâncă între dântele, precum plita Auricie și apierea neamului românesc. Țări surori și creștini am zis oameni buni, căci precum ne închinăm noi moldovenii, așa se închină și frații noștri din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le-au întocmai și frații noștri munte. Țărmecie și am zis oameni buni, căci mai pârâușul Milcov ce trece pe la Focșale de soarte. Să-l secăm, dar dintr-o sorbire și să facem sfânta unire, adică înfrățirea dorită de strămoșii noștri, pe care n-au putut să o facă împrejurările grele de pe atunci. Ia ca oameni buni, ce treabă creștinească și frumoasă avem de făcut! Numai Dumnezeu să ne ajute! Înțeleseți, vă rog, oameni buni, pentru ce v-am chemat și dacă aveți ceva de zis, nu vă zis, spuneți verde, moldovenește, ca la niște frați ce vă suntem, că de aceea ne-am adunat aici ca să ne luminăm unii pe alții și Dumnezeu să ne lumineze pe noi cum a ști el mai bine. Înțelegem cu coane că așa fi, că de nu știți dumneavoastră cei pe lume, că noi țărănimea de la coarnele plugului avem să știm ce-i bine și ce-i rău. Ba, eu trebuie să vă spun cu coane, n-am înțeles. Și apoi, chiar dacă ne pricepe și noi la câte ceva, cine se mai uită în gura noastră? Aceea cu coane. Tăranul când merge, tropăiește și când vorbește, hotărăgește. Să ierte cinstita față dumneavoastră. Eu s-o pot că treaba asta se putea face și fără de noi. Că dă, noi știm, am vrut de sapa, coasa, secera, dar dumneavoastră învârtiți condeiul și când vreți, știți a face din alb negru și din negru alb. Dumnezeu v-a dăruit cu mintea ca să ne povățim și pe noi prostim. Ba nu, oameni buni, s-a trecut vremea aceea de când numai boierii făceau totul în țara aceasta și o storceau după plac. Astăzi toți de la vlătică până la opincă trebuie să luăm parte la nevoile și fericirea țării, muncă și câștig, datorii și drepte pentru toți deopotrivă. Ne spuse boierul apoi despre originea românilor, cum și de cine au fost să-i aduci pe aceste locuri, despre suferințele lor și cum a ajuns a fi destinat și plăștiați în alte țări. Ne dă el pilde câte și mai multe cu smocul de nuiele, cu taurii vrăjmeți și în sfârșit se zilește pentru creștini din răsputeri. Ai face să înțeleagă că tot pentru unirea tuturor se roagă și Sfânta Biserică de mai bine de 1850 de ani. Ei, oameni buni, cred că acum ați priceput. Priceput cu coane, cât se poate de bine, Dumnezeu să vă ajute la cele bune. Păi eu tot nu cu coane. Dumnezeu să mă ierte, moșione, dar dumneata, cum văd, ești cam greu de cap. Ia haide în grădină să fac o înțelegere și mai bine. Moșione, vezi acolo în ogradă la mine bolovanul cel mare? Îl vedem cu coane. Ia fă bine și atârniși lângă mine. Să avem e tare cu coane, doar nu-mi putea, că acolo e greutate mare, nu șacă. Ia încearcă și vezi. Moș și o dată, băiat să-i ce bolofanul, dar nu poate. Ia mai du-te și dumneata Moș Vasile, și dumneata Bate Elie, și dumneata Bate Pandălaci. În sfârșit, se duc ei vreo 3-4 țărani, urnesc bolofanul din loc, îl ridică pe umere și-l aduc lângă boier. Ei, oameni buni, vedeți? S-a dus Moșion și n-a putut face treaba singur. Dacă v-ați mai dus câțiva îndrajutor, treaba s-a făcut cu ușurință. Greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde-s mulți, puterea crește și dușmanul nu sporește. Așa și cu unirea, oameni buni. Credeți dumneavoastră că de ajutat Dumnezeu a se uni Moldova cu Valahia, avem să fim numai atâția frații noștri din Transilvania, Bucovina, Basarabia și cei de peste Dunăre, din Macedonia, de prin alte părți ale lumii. Numai să ne vadă că trăim bine și se vor bucura și ne vor iubi de nori întrăzii dușmanii în vecii vecilor astea legat de români. Dar apoi frații noștri de sânge, franțuși, italieni, spanioli și portughezi, ce așteaptă? La orice întâmplare sta gata să jerse sângele pentru noi. Unirea face putere, oameni buni. Ei, acum cred că ați înțeles și răsânțele. Ba, eu unul să mă iertați dumneavoastră cu coane, încă tot n-am înțeles. Cum se
face asta Moș Ioane? Mai bine ceva întâlmăcit și un copil putea să înțeleagă. Moș Ioane, ia spune dumneata legea dumitale, cum ai înțeles, cum n-ai înțeles. De când se face atâta vorbă, să auzim și noi. Da, Cucoare, să nu fie cu supărare, dar de la vorbă și până la faptă este mare deosebire. Dumneavoastră, ca fiecare boier, doar ne-ați poruncit să aducem bolovanul, dar n-ați pus umăr împreună cu noi la adus, cum ne spuneți dinioară, că de acum toți o să iei parte la sarcini, de la vlândică până la opincă. Bine ar fi de-ar fi așa, Cucoane, că la război înapoi și la pomană năvală, parcă nu prea vine la socoteală, iar de la bolovanul dumneavoastră, am înțeles așa, că noi țăranii am dus fiecare câte piatră mai mare sau mai mică pe umerile noastre. Însă acum suntem chemați a purta tot noi o pinca, o stâncă pe umerile noastre. Să dea Domnul să fie așa, Cucoane, că mie unuia nu mi-ar părea rău. La aceste vorbe, țăranii au început a da din umere și a se uita lung unul la celălalt. Ia, poate că și roata al nostru să aibă dreptate. Iar boierul, luându-i înainte cu gluma, a înghițit gălușca și a tăcut molcum. Eu fac merele și vinul, ar pământul an de an. Știu ce gust are veninul, nu-s boiere, ci sunt țăran. Ciocârliile în lan, în pordorul prin baladă, iar acum pe la divan. Cobora cerul pe ape, i-o roată când vorbea, se trăgeau munții aproape. Căzut între păduri.
La poartă, ca un Hristos căzut între păgâni. E trist să ai o țară îndezbinată, e trist să fii în casa ta străin, iar fratele să ceară ni la poartă, ca un Hristos căzut între păgâni. E trist să ai o țară îndezbinată, e trist să fii în casa ta. Mi-a dat cuvânt, mi-a dat apă și pământ și mă învața să fiu.
asta nu-i mai chinuit. Hai copii să ne dăm mâna, să jucăm cu toți copiii, să întindem hora unirii pe pământul României. Ce Moldova se numea, însă ea și sora sa, țara românească au fost despărțite fără rost. Sopean, să întindem ora mare ca în fiecare an. Buza ne-a făcut unirea, a dat neamului prezența, dorobații ne-a dat vieții pentru veci independența. Cu zavodă, domn iubit, am aflat că le-a unit, pentru că e sărbătoare, vom întinde hora mare. Faceți roata cât mai mare, mâna strânsă, patru foc, să jucăm hora unirii cu tot neamul la un loc. Mai înainte, Mihai Vodă, ce de nimeni biruit, a luptat și într-o țară pe toți frații ne-a unit. Cei cu inima română, azi horă, azi vor uni horă, lându-se mână de mână, mamă, tată, frate, soră. De-a vremii nemărginire, în strai de sărbătoare, întâmpin mica unire, dorindu-i să crești mare. Iar pe-a unirii câmpie, las roa ochilor mei spre frățească rodnice în sămânța dragostei. Din dragoste de patrie, îi rog pe românii frați să-și cinstească istoria cu cei mai vitești bărbați. Pe drapel îngenunchiată mă înclin la Dumnezeu să nu uite niciodată țara mea și neamul meu. Pentru iubirea de glie primită de la străbuni, împart flori cu bucurie la patrioții români. Noi, copiii României, știm ce avem de apărat și jurăm la toți strămoșii să păstrăm ce ne-au lăsat. Pe la Dunăre, la val, stă de strajă de ceval, sus pe creața muntelui, mintea și haiduc și noi, simți mâna împugnat, țara. Asta-i marea noastră avere, țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Doregatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Noi aici ne-am născut, țara noastră-i pământ sfânt, am primit din cerul dar, un loc sfânt, un sfânt hotar, să iubim până la moarte.